revenit la rubrica despre stil. Vorbim astăzi despre piesa vestimentară care nu are cum să lipsească din nicio garderobă. Eterna cămașă albă. Este cămașa cămășilor. Cămașa albă a evoluat și a fost reinventată de-a lungul secolelor pentru a deveni un element de bază atemporal și un must-have pentru orice femeie și bărbat. Iar originea ei datează de la nici mai mult, nici mai puțin decât anul 1500 înainte de Hristos. În Egipt a apărut pentru prima oară lucrul cel mai apropiat de ceea ce înțelegem astăzi ca fiind o cămașă. O haină subțire de in, cu o deschidere în față pentru a putea fi îmbrăcată pe cap, piesă căreia mai târziu, în Imperiul Roman, i s-au adăugat mâneci, devenind cunoscută sub numele de tunică. La început, cămășile erau considerate o piesă de lenjerie intimă, erau purtate ca un tricou și ascunse sub îmbrăcăminte, permițând să se vadă doar gulerul. Funcția sa principală era de a proteja pielea și de a menține îmbrăcămintea exterioară curată. Cămășile, așa cum le cunoaștem astăzi, datează de la începutul secolului 20, dar la sfârșitul secolului al XIX-lea, prima cămașă cu nasturi de sus în jos a fost înregistrată în Anglia. În secolul al XIX-lea și începutul secolului 20, singurii oameni care purtau cămăși erau aristocrații și oamenii de bună reputație care își permiteau să le spele des și să le păstreze mereu curate. Haideți să o integrăm împreună în 5 ținute. Ținuta 1. Cămașa albă și jeans este probabil cea mai des întâlnită combinație zi de zi, dar o putem personaliza prin atenția la detalii. Observați aici că cămașa este oversized, cu mânecile îndoite, nu este purtată pe afară, ci introdusă în jeans și negri cu talie înaltă pentru a crea impresia de picioare mai lungi. Pantofii negri de lac au un toc mic, iar geanta stil coș de rafie dau ținutei un aer lejer, relaxat. Este o ținută pe care o poți purta cu încredere, în afară de momentele în care ai dress code, black tie, bineînțeles, oriunde, în orice ocazie. Ținuta 2. Este business casual. Vedeți aici integrată cămașa pe dedesubtul unei veste tricotate călduroase bej, pantaloni într-o nuanță mai deschisă de crem, îndoiți la glezne pentru un plus de alungire a siluetei și pantofi sport alb. Ca accesoriu, geanta neagră, nici prea mare, nici prea mică, din piele neagră, completează frumos nuanțele de bej. Arată chic, fără prea mult efort, aveți grijă totuși, chiar dacă purtați cămașa pe dedesubtul altei piese vestimentare, ea trebuie să fie mereu bine călcată. Ținuta 3. Cine credea că nu poți să ai o ținută de covor roșu folosind în partea de sus o cămașă albă, se înșela amarnic. Câtă simplitate și rafinament! O cămașă albă și o fustă neagră lungă, dar atenția aici este îndreptată către felul în care îi vin hainele și ele vin perfect. Cămașa este oversized, iar fusta superb cambrată, nu vedem ce are în picioare, dar sigur că sunt ori niște pantofi, ori niște sandale cu toc înalt. Observați și accesoriile, geanta de piele neagră și bijuteriile fine, care oferă un plus de eleganță. Ținuta 4. Nu am uitat nici de clasicul costum negru, care merge cel mai bine combinat cu, ați ghicit, cămașa albă. Este un look atemporal care vă va scoate din impas de fiecare dată. Observăm aici, pantalonii sunt ușor evazați, sacoul acoperă șoldurile, cămașa băgată în pantalon, vedem și mânecile cămășii care se văd exact cât trebuie, două degete, ochelarii negri și pantofii ascuțiți, toate acestea dau un plus de eleganță și flatează silueta. Ținuta 5. Am păstrat-o pentru iubitoarele de culori. Ținuta ne cucerește prin faptul că o putem purta acum, în plin sezon rece. Atât maleta cât și fusta sunt foarte călduroase. Putem avea o pată de culoare în partea de jos atunci când purtăm cămașa albă, care aici este folosită ca un blazer. Este deschiată complet, cu mânecile întoarse până la cot. Cismele sunt alese și ele nu întâmplător, ci într-o nuanță complementară fustei. Este o ținută extrem de feminină. Acestea au fost ținutele din ediția de astăzi. Sperăm să vă inspire până săptămâna viitoare, când ne revedem din nou aici, la rubrica despre stil. Pe curând!